Cosmin, urmează meciul cu Malta. Ce așteptări ai? Da, nu aștept pe nimeni, au venit toți jucătorii mei. Înainte era mai greu cu Tamaș pentru că îl așteptam din club, venea beat, era mai complicat. Mă refer la ce așteptări ai în timpul meciului. Da, mă aștept ca echipa adversă să fie mai slabă, pentru că dacă echipa adversă o să fie mai slabă, avem șanse de 50% să câștigăm. Strugărelu? Am strugărelu cumva pe aici? Da? Mi dați vlog și mie. Aerul și trebuie să mă dau pe guriță oricum. Cosmin, Da. ați pierdut cu Spania. Ce o să schimbați față de meciul cu spaniolii? Da, în primul rând o să schimbăm echipa cu care jucăm, pentru că jucăm cu Malta. Nu, în echipa de start ce o să schimbați? În primul rând o A să... fost mai devreme în primul rând, Cosmin. În celălalt primul rând o să schimbăm portarul, neapărat. Păi Tătărușan a fost cel mai bun om de pe teren cu Spania. Da, exact, îi făcea pe ceilalți să se simtă prost, iar în echipa națională trebuie să fie egalitate, și o să bag un portar de aceeași valoare cu jucătorii. Ce credeți că a avut Spania și n-am avut noi în meciul de joi? Talent. Credeți că Malta ne va pune probleme? Din ce știu eu, Malta nu o să vină cu un profesor de matematică cu ei. Deci, cred că nu o să ne dea probleme de rezolvat. Nu, în teren, dacă ne va fi greu cu ei, în teren mă refeream. Da, Malta au o echipă redutabilă. Să nu uităm că l-au un atac pe bucătar. Au pe linia de mijloc, l-au pe celebrul paznic de grădiniță, letal. Iar pe linia de fund îl au pe șoferul de tir care nu știe niciodată la ce să te aștepți. Păi și de ce e așa de greu? Tocmai că unii nu sunt profesioniști. Da, tocmai asta e, că vă dați seama ce odihniți sunt. Adică jucătorii mei joacă fotbal într-una, joacă fotbal în fiecare zi, sunt foarte obosiți. Plus că ei mai și agață pe Instagram, ai lor joacă fotbal când și când. Crezi că îi putem învinge? Da, cred că dacă Mercur intră în săgetător, avem șanse să-i batem la cel puțin un gol diferență și cel mult mai multe. Ai zis de zodie, Cosmin. Ești cumva superstițios? Super ce? Nimic, nimic. Mă rog. Cum îi motivezi pe jucători înainte de meci? Le pun filmulețe. Cu echipa adversă? Nu, cu Insula Iubirii. Poftim? Da, le pun filmulețe cu Insula Iubirii și le zic că dacă nu joacă, ajungă ispită pe insulă. Gata, am terminat, pot să plec, începem oruță. Pot, mersi.